pentru următorul premiu, pentru că e vorba, am ajuns la un premiu care premiază sau care până la urmă salută și certifică modul inteligent în care se acordă bani în agricultura românească, pentru că suntem încă, agricultura României, fermierii români sunt încă puțin capitalizați, ca să devină, să ajungă acolo la nivelul de productivitate și de profitabilitate al Uniunii Europene, e nevoie de încă bani mulți și în utilaje și în soluții și în, sigur, și în investiții și în, în integrare. Îl invit alături de noi pe, pentru că vorbim de bani și l-am rugat și mulțumim că a acceptat să acorde împreună cu noi acest premiu. Îl invit pe Sorin Păslaru, redactorul șef Ziarul Financiar. Împreună cu Sorin vom acorda premiu. Împreună cu Sorin vom acorda premiu pentru produsul financiar al anului pentru fermieri, compania Agricover Credit, domnului director general Robert Trekkers, pentru creditul pentru motorină cu plata la recoltă. Felicitări! Motorină cu plata la recoltă. Felicitări! 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 Bancher printre agricultori. Ați reușit, te rog, Sorin, nu, să... O poveste de succes, iată, când vă uitați astăzi și la Banca Transilvania, cum arată, acum este și meritul noastră. Și, de asemenea, ceea ce ați făcut cu Agricover, practic, ați oxigenat, nu? Prin finanțare, agricultura românească. S-a vorbit aici, ce întâmplare, chiar de studiul pe care l-am realizat privind capitalul privat românesc, reprezentantul Ectra l-a menționat și vreau să mai adaug ceva, faptul că industria agroalimentară are ca volum absolut în România o valoare adăugată mai mare, deci nu avem această percepție, decât industria de automobile. Deci, de ce? Pentru că orice euro în plus în industria agroalimentară de producție suplimentară lasă peste 50% VAB, valoarea adăugată brută, ce se vorbea anterior, valoarea adăugată brută. Pe când orice euro producție suplimentară în producția de automobile lasă doar 0,2 euro VAB intern. De ce? Pentru că avem această... multe importuri și așa mai departe. Ceea ce, valoarea adăugată, input, output, asta este ceea ce faceți dumneavoastră și felicitări pentru acest premiu și trebuie să mergeți mai departe și să vă duceți pe industria agroalimentară, pe abatorizare și pe procesare mai departe a ceea ce astăzi finanțați pentru materie primă. Felicitări încă o dată! Domnul Rekkers la pupitru. Mulțumesc lui Sorin Păslaru pentru ajutor și felicitări pentru valoarea adăugată în jurnalismul economic pe care o produce la Ziarul Financiar. Domnule Rekkers, vă rog. Wow, ce introducție! Chiar este o mare onoare că sunt în fața dumneavoastră, reprezint Agricover. Cineva a spus că sunt român, este mândru că se lucrează în agricultură. Eu sunt olandez și sunt mândru că lucrez în agricultură în România. Hai! De ce? Este o oportunitate enormă ce țară aveți. Atât de mult făcut, atât de mult know-how, atât de mult energie aici în sector agricol, fermier. Noi lucrăm cu mii de fermieri, mintonesc, cu campion ca dumneavoastră. Dar asta este mai, cum se cheamă, icebergul. Mă interesează acest mii de fermieri care lucrează fiecare zi, care muncesc, care pun suflet în business-ul lor și încercăm să ajutăm acest fermier cu input-uri, pentru că oferim și îngrășăminte și semințe și cu bani. Știți, acum 10 ani, da, nu a fost suficient de bani în agricultură. M-am întâlnesc, am lucrat la BT, la Banca Transilvania. Sincer, atunci a fost un anumit reticență să a finanța agricultura. S-a schimbat mult, să știți. Băncile vin și sigur că acest campion care sunteți fiecare zi vizitați de băncile cu bani, cu dobânzile ieftine și cu tot tip de promisiuni, dar aveți nevoie de altceva.
aveți nevoie și de soluție, aveți nevoie de inovație, de a rezolva acest problem care este la ferma în termen de a exact puncta unde supără, unde aveți nevoie, rapid, neburocratic și operativ. Asta încercăm să facem, împreună cu echipa, sunt și mândru foarte mult de echipa noastră, lucrăm mereu, mergem la fermier, oferim soluție, banii avem, Agrica Vrăditifenea, 2017 a fost un an foarte bun, știți, sigur, am plasat peste 1,3 miliard de lei credite. Anul viitor pregătim 1,5 miliarde lei. Și Bert s-a trezit. Bert, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, EBRD, a devenit acționar lângă domnul Canari, a devenit acționar în AgriCover. Scopul este să avem mai mulți bani, mai mult know-how și mai mult, zic eu, obiective strategice de a crea un vehicul care este unic în Europa. Să avem, zic eu, un model de business prin bani, prin inputuri, prin achiziții de cereale, prin acest abator, pentru că, Sorin, ați menționat abatorizare, avem propriu abator care, sincer, a costat puțin să se pun pe picioare, dar merge de ce în ce mai bine și vom, anul viitor, vom produce foarte mult și acolo și vom fi profitabili și cu, zic eu, mare succes. Peste tot unde ne implicăm, vrem să facem treaba mai bună. Nu suntem perfecți, sigur că puteți spune, hai, mai ieftin. Încercăm să găsim soluție, încercăm să devenim jucător mare în agricultura, pentru că țara asta are nevoie de un lider în finanțare în agricultura. Noi vrem să devenim lider, vrem să fim parteneri dumneavoastră. Și cum terminați mereu, sărbători fericite și recoltă bună, sănătate! Mulțumesc! Felicitări!